E adevărat că nu desenau lini la fel. Dar ei nu făceau decât să deseneze linii. Avea foarte puțină materie, însă foarte multă aplicație pe desenat de linii. Punctele erau puse așa, desenau altfel. M-am tot gândit eu, de ce pierde atâta timp cu desenatul linii în loc să învețe despre istoria merovingienilor? Și am ajuns la o concluzie. Ce concluzie? Credeți dumneavoastră? Nu era terapie. La vremea aia, Elveția era cel mai mare producător de ceasuri, de mână. Era cea mai tare națiune industrială pe mecanică fină. Ceea ce făcea mâna elvețianului era impecabil. Industria s-a dispărut aproape din cauza ceasurilor electronice. Dar ceasurile elvețiene erau cele precise. Ce abilități li se cereau copiilor ca să ajungă mai târziu să fie niște muncitori perfecți? Hai să vedem. Ia o lecție în momentul actual de la o materie oarecare. Și eu proiectez conținutul acestei lecții, vreau să le aprofundez, să le adâncesc. Pe ce? Pe aplicabilitate. Unde văd eu aplicabilitatea? Știu și eu, l-a cultivat gogoși de mătase. Pot eu să fac acolo un program cu vion de mătase, ca să scot gogoși. Ce fel de însușiri sunt necesare ca acest program să aibă eficiență practică? E o întrebare. Copiii au nevoie de ce? De răbdare sau de nerăbdare? Au nevoie de inteligență sau de prostie? Au nevoie de simț al observației sau de turbulență? De ce au nevoie? Și dacă am ajuns la concluzia că au nevoie de una, de alta, de alta, de alta, eu în proiectarea curiculei, în partea de îmbogățire, așez în așa fel conținuturile încât să le cultive acele abilități. Gândiți-vă, pentru că asta este una dintre cheile mari, majore. N-ajunge să pun cunoștințe interesante. Eu trebuie să văd aplicabilitatea practică a lor. Și ca să scot aplicabilitatea practică, am nevoie să cultiv abilități. Da? Știți, e o vorbă românească, că n-a văzut nimeni până acum sudoare de polițai, lacrimă de popă și milă de dricar sau mai știu, ceva de sus. Păi, era bine dacă vedea? Era nevoie de niște abilități formate? Cum scot eu, de exemplu, polițai conștienți și conștiincioși? Trebuie să le formez abilități? Sau este suficient să-i învăț codul de legi? La nivel de comportament social, de comportament economic, de integrare socială, de integrare pe piața muncii, de absorpție pe valoare personală, e nevoie să le formeze abilități? Da, e nevoie. Și prin ce fac? Printr-un program de îmbogățire a curiculei. Ăsta îmi dă posibilitatea să structurez în așa fel curicula, să adaug cunoștințele care îmi interesc ce? Abilitățile. Devine interesant atunci să fac un 3 luni de zile linii? Da. Dacă acei copii vor avea șansa să lucreze ca șlefuitori de diamante. Pentru că acolo trebuie precizie uluitor de mare. Diamantul e foarte prețios. Deci, vedeți noastră, proiectarea pe economic, directă. Pe integrarea social-economică. Alt punct interesant. Oferirea de cursuri pentru studenții supradotați la vârste mai mici decât obișnuit. Adică pot eu să învăț un copil de 2 ani care e un mic student să-l învăț să scrie, să citească?
Dacă el mă întreabă, ce literă e asta? Ce înseamnă asta? Am un motiv suficient să încep să-i dezvolt abilitățile de scriere, citire? Da. De ce? El poate fi un copil cu dezvoltarea sincronă. El are curiozitate și interes atunci, mai târziu nu le mai are. Dacă pierde acel moment, l-am pierdut definitiv. Mai târziu va fi un frustrat, va fi un cinic, va fi unul care nu-și mai găsește locul în societate, în viață. Învățarea de vreme, făcută familial sau făcută în școală, presupune posibilitatea proiectării unei curicule la vârste mai mici, atunci când zona de interes a copilului e acolo. Dar asta ține seama de caracteristicile vârstei. Cât poate prelua, în ce măsură poate prelua, cum, în ce manieră, cum îl învăț, prin joc, prin dezbatere, prin dialog, prin practicare directă, prin ce, când mă opresc. Eu am văzut foarte mulți părinți care considerau că au copii supradotați, dar care erau vieții copii supradopați. Foarte mulți. Venea copilul de la școală și spunea părintele, da, de l-am dat și la cercul de pian și face pian și după ce termină cu pian se face tenis de câmp și după ce termină tenis de câmp face not și după ce termină cu notul face pictură și se culcă la 11 și jumătate noaptea, se scoală la 5 dimineața pentru că de la 5 încolo are nu știu ce curs aerobică. Adică trebuie grijă sau nu trebuie grijă? Da, putem avea deschidere pentru copii mici? Deschidere cu dragoste. Le dăm cât pot duce. Pe măsură ce îi cer, le mai dăm. Dar nu-i forțăm. Ei doresc, capătă. Dar niciodată nu hrănești pe cineva care-i sătul. Dacă e sătul, devine obez. Un copil care e sătul de o anumită informație și dai în continuare informația respectivă, după vreme se intoxică și lasă. Foarte mulți copii supradopați ajung niște frustrați ulterior pentru că ei nu și-au trăit copilăria. Nu s-au bucurat. Nu le-a plăcut. Scrierea de capitole ce răspund la nevoile de cunoaștere ale elevilor supradotați. Ba să zic, am un copil care vrea să știe ceva. Eu am avut elevi care erau pasionați de cosmologie. Vreau să știe cum e cu Big Bang-ul. Vreau să știe ce sunt quasarii, ce cu piticele albe, ce cu energia remanentă, ce cu o grămadă de chestii de-astea. Citeau tot de teorii. Avea cunoștințe foarte vagi. Merită ca în curicula pe care o creez să le dedic o grămadă de capitole, mai ales dacă pe alea le pot conecta cu alte cunoștințe? Răspunsul corect e da, merită. Merită și pentru ceilalți, mai ales dacă eu cu ocazia aia reușesc să introduc instrumente care transcer sisteme de gândire prin care să pot înțelege și cosmosul, și omida, și societatea, atunci merită de binele. Ei vor fi foarte interesați de acele capitole, oricum și alții vor deveni. Acesta este un model. Un model de dezvoltare a curiculei. Mai am și alte modele. Un alt model spune așa. Trebuie create condiții și metode de învățare care să încurajeze elevii să-și angajeze abilitățile către cele mai competitive limite posibile, incluzând asumarea riscurilor și dezvoltarea de cunoștințe și abilități într-un mediu de învățare sigur și flexibil.
De ce e nevoie de riscuri? Trebuie să-și asume riscuri? Da! Cum să nu? E foarte riscant acum pentru un copil să fie mai deștept decât profesorul său. Să fie mai instruit, să cunoască mai bine un anumit capitol. Să se ridice din bancă, cu mâna sus, să zică: da, doamna profesoară, dar dumneavoastră ați discutat despre algele astea, însă le-ați omis pe următoarele. Și să dea o listă de 200 de alge care există în Marea Neagră, pe care profesoara nu le-a spus, pentru că nici n-a auzit de ele în viața ei. Cum se va simți profesoara în condițiile alea? Ea nici măcar nu poate valida ce a spus copilul, pentru că nu știe. Deci e un risc pentru un copil să preia de unul singur sarcina instruirii, autoinstruirii? Da, da, e chiar mare. Ce să spună colegii? Bă, tu faci pe deșteptul cu noi? Te dai mare? Nu? Începe mecanismul de descurajare. Și din partea profesorului, din partea colegilor, e un risc. Dar copilul trebuie să-și asume acest risc. Merită să înveți într-o societate deschisă. Și dacă nu e deschisă, se deschide. Îți asumi riscul. Și atunci avem o asumare de risc. Pur și simplu, copilul trebuie să fie capabil să-și asume riscuri. Și să-și angajeze abilitățile către cele mai competitive limite posibile. Dacă el e pasionat de alge, foarte bine să înveți toate algele din lumea asta. Cum trebuie să mai fie curriculum? Centrat pe interesele și ideile elevilor mai mult decât pe cele ale profesorului. Asta presupune că noi cunoaștem ideile copiilor. Presupune că dialogăm cu ei, că avem feedback din partea lor, că ei dau răspunsuri la întrebări, că pun întrebări, că suntem implicați în procesul lor de lucru în echipă, pe anumite direcții. De acord? Noi, dacă nu-i cunoaștem, putem să centrăm pe interesele lor sau mergem pe interesele noastre? Hai să zicem, eu sunt un foarte bun șahist și mă gândesc să fac un cerc de șah. Și adun cu japca 15 copii pe care îi pun într-o bancă și încep să-i învăț cu de-a sila, cu de-a mila șah. Le place, nu le place, eu sunt stăpân, eu sunt suprem, eu dictez. De câte ori ați întâlnit până acum situația profesoarei de geografie care este extraordinar de doctă în geografie și care poate pentru fiecare localitate din lumea asta să-ți înșiri un pomelnic întreg de date despre economie, populație, poluare, resurse, ape, munți, nu știu ce. Ați întâlnit prototipul, e frecvent. Pe ce se bazează curicula pe care o duce ea? Pe interesele copilului sau pe interesele ei?